Vă salut, dragi vizitatori ai canalului Caliteo. În acest tutorial vreau să vă arăt cum puteți realiza un formular grilă pentru a colecta feedback-ul de la elevii dumneavoastră. Conform acestui ordin al Ministrului Educației. Aici avem metodologia, iar la sfârșitul metodologiei avem fișa de feedback semestrială. Această fișă trebuie să fie anonimă, deci nu trebuie să colectăm datele despre elevi. Am intrat pe platforma Google Classroom. Apăs pe aplicații Google și aleg formulare. Începeți un formular nou, fără conținut. Am să denumesc formularul exact ca în metodologie, fișă de feedback semestrial. Descrierea formularului, pun acest mesaj. Sunteți invitați să oferiți feedback cu privire la activitatea de la clasă. Este recomandat ca feedback-ul să fie obiectiv, limbajul decent, iar opiniile exprimate să fie justificate. Această fișă este anonimă și poate fi completată electronic sau în format tipărit. Inserez o nouă zonă de text. În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitatea la clasă? 1 înseamnă în măsură foarte mică, 5 în măsură foarte mare. După ce le-am dat indicații despre cum trebuie să completeze acest formular și pentru cine este formularul, începem să construim setul de întrebări. Profesorul explică clar materia. Este o întrebare cu răspunsuri multiple. Prima opțiune, avem varianta 1, la a doua opțiune 2, 3, 4, 5. În funcție de gradul de cât de clar explică materia profesorul respectiv. 1 înseamnă că explică foarte puțin clar, iar 5 înseamnă că explică foarte bine. Nu este obligatorie această... De fapt, nici formularul nu este obligatoriu de completat pentru elevi. Și nici întrebările. Dacă nu vrea să răspundă la această întrebare, nu-l putem obliga. Apăs pe butonul Duplicați.
Profesorul îmi explică modul în care să învăț mai eficient. Sau păstra variantele de răspuns, apăs iar duplicați. Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante. Copiați. Paste sau inserați. Iar duplicăm întrebarea. Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor. Profesorul încurajează cooperarea între elevi. Mă simt motivat să particip la această disciplină. Profesorul folosește tehnologia digitală. Profesorul explică modul în care ești evaluat și criteriile de evaluare. Profesorul încurajează competitivitatea între elevi. Elevii sunt încurajați să-și exprime ideile și opiniile. Atmosfera este plăcută în cadrul orelor. Mă simt în siguranță și confortabil la această oră. Profesorul ia în considerare și respectă statutul elevului. Ritmul de parcurgere a materiei este potrivit pentru mine. Profesorul este interesat de starea mea de bine. Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină. Am terminat cu grilele. Urmează o întrebare cu răspuns scurt. Copiez enunțul întrebării și inserez o întrebare cu paragraf, mai bine, să aibă loc să-și spună punctul de vedere. Mi-aș dori ca la această disciplină să... Dacă ar fi să-i spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta? Iar aici copilul poate să scrie, elevul poate să scrie părerea lui. După ce am terminat testul, mergem la setări și ne uităm să vedem ce opțiune avem pe aici. Se colectează adresele de e-mail, nu avem voie să facem lucrul acesta. Restricționăm la utilizatorii școlii noastre și limităm la un răspuns. Prezentare. Aici nu facem nicio modificare. Nu facem chestionar, că nu trebuie să atribuim puncte întrebărilor. Deci acestea sunt singurele modificări pe care le facem. Restricționăm la utilizatorii școlii noastre și limităm la un răspuns. Salvăm. Chestionarul este gata. Apăsăm butonul Trimiteți. Dar mai întâi trebuie să îl multiplicăm pentru fiecare disciplină. Cum facem acest lucru?
Aici este formularul creat de noi. Apăsăm pe aceste trei butoane și facem o copie. Deci în partea dreaptă există un buton cu trei puncte. Apăsăm faceți o copie. Și aici scriem limba română. Deci am făcut o copie pentru limba și literatura română. Rămâne să scriem aici disciplina limba română, numele cadrului didactic care predă disciplina selectată, facem din nou o copie, revenim la formularul inițial, apăsăm iar pe butonul acesta, facem o copie, scriem matematică, ok, adaptăm cerințele pentru disciplina matematică, numele cadrului didactic, așa mai departe. Deci multiplicăm acest formular pentru toate disciplinele de la clasa unde suntem diriginți. Apoi apăsăm butonul Trimiteți, Link, apăsăm Scurtați adresa URL ca să fie o adresă mai frumoasă, copiem această adresă, clic dreapta, copiază, revenim pe platforma cursuri, mergem la clasa unde suntem diriginți și facem un anunț pentru clasă. Ca să nu pierd linkul copiat, scriu matematică, două puncte sau fără două puncte. Cu copy și paste am pus linkul către chestionarul de feedback pentru matematică. O să pun din metodologie anunțul. Fișă de feedback semestrial și copiez această frază. Apoi pun disciplinele și linkul către formular. Limba și literatura română. Merg la formularul de limba și literatura română, apăs pe butonul Trimiteți, pe link, scurtez adresa URL, o copiez, merg pe Classroom și o pun cu Ctrl-V sau clic dreapta Inserați în dreptul disciplinei Limba Română. Și tot așa pentru toate disciplinele. După care avem grijă să le spunem termenul. Termen de completare a feedback-ului.
este 28 iunie, 7 iunie. După ce am terminat anunțul, postăm. Și elevii o să-l vadă și o să apese pe aceste linkuri. Spre exemplu, dacă vor să ofere feedback la matematică, apasă pe linkul pentru matematică. Vedeți că nu sunt colectate datele lor de identificare. Elevul bifează. Profesorul explică clar materia. Zicem că da, de nota 4. Profesorul mi explică moduri în care să învăț mai eficient. Zicem că nu. Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante. Da. Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor. Da. Profesorul încurajează cooperarea între elevi. Și elevii bifează gradul lor de, în funcție de gradul lor de mulțumire. Mă simt motivat să particip la această disciplină. Deci încă nu. Profesorul folosește tehnologia digitală. Să presupunem că nu. Profesorul explică modul în care este evaluat și criteriile de evaluare. Da. Profesorul încurajează competitivitatea între elevi. Presupunem că da. Elevii sunt încurajați să-și exprime ideile și opiniile. Parțial. Atmosfera este plăcută în cadrul orelor. Să zicem că da. Mă simt în siguranță și confortabil la această oră. Aproximativ. Profesorul ia în considerare și respectă statutul elevului. Da. Ritmul de parcurgere și tot așa. Elevul bifează cum se simte la ora respectivă. Și aici spune părerea lui. Și apasă butonul trimiteți. Cum putem vedea rezultatele chestionarului? Revenim pe platforma Classroom, mergem pe butonul acesta aplicații Google, căutăm formulare și dăm click pe formularul de matematică. Și aici apăsăm pe răspunsuri și observăm că avem un răspuns. Și vedem ce a ales copilul pentru fiecare întrebare. Dacă răspund mai mulți copii, aceste discuri vor fi împărțite în felii radiale, ca un tort, în funcție de procentele alese de copii, de opțiunile lor. Nu am cum să vă arăt acest lucru, deoarece am dreptul să completez doar o dată acest chestionar. Și așa va apărea pentru fiecare disciplină. Vor apărea răspunsurile, deci dăm click pe formularul respectiv. Mergem la răspunsuri și acolo vedem ce au ales elevii. Și putem să interpretăm rezultatele în funcție de aceste diagrame de tip pie, plăcintă. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!